Salut și bine v-am... iertați Și bine v-am regăsit la un nou uh, vlog, ca să zic așa un info video, pentru că pe canalul acesta nu fac vloguri, ar trebui să mă uit la voi, dar este oarecum ceva pentru că trebuie să și vorbesc în microfonul ăsta de aici. Uh, vreau să vorbim un pic uh, pentru că am am, făcut, am vrut să fac un livestream ieri și... De fapt, am vrut să fac două, pentru că am făcut două livestream-uri eșuate. Și vreau să-mi cer scuze pentru că au fost eșuate, dar vreau să vă spun că nu a fost vina mea, este vina internetului meu, care este absolut execrabil și eu chiar nu am ce să-i fac, adică mă chinui, mă chinui, mă chinui să-i fac setări la router, la... și nu se întâmplă nimic, adică e tot un internet groaznic, un net foarte prost, care nu mă duce să fac nici măcar un fucking live stream. Deci nimic. Nimic. Nici măcar să mă joc de pe să mă joc. Asta e și chestia, deci este foarte, foarte nașpa. Vreau să spuneți și ce părere aveți în clipul ăsta despre uh, setup-ul asta al meu nou. Bine, poate o să, fac, o să fac cu siguranță pe canalul de uh, vlog un room tour V2, ceva de genul, mă gândeam la chestia asta, chiar pare o idee bună. Mai ales acum cu gândesc încă o dată, chiar pare o idee foarte, foarte bună. Oricum, uh, calitatea clar s-a îmbunătățit cu totul chestia asta, e microfonul mai aproape de gura mea, am două monitoare, pot să monitorizez tot și când fac live stream și când filmez, am un webcam care filmează extraordinar de bine, deci webcamul ăsta e genial, uite, hop, vezi aici, deci filmează foarte, foarte bine webcamul ăsta și... Da, cam asta este cu update-ul nou și să-mi spuneți ce părere aveți despre uh, bannerul și Stați că vă arăt într-o secundă bannerul, nu, nu vă arăt, a, vreau eu să mă uit, <laughs> bannerul și avatarul nou, a, sunt geniale, sunt făcute, de un, a, sunt făcute de un tip de prank, prank îl un prank graphics, ceva de genul, tipul e chiar foarte, foarte fain, deci chiar mi-a plăcut, îmi plac foarte, foarte mult, să spuneți voi ce părere aveți despre ele, a, mi se par reprezentative și foarte, foarte bine făcute, o să rămânem cu ele mult timp, probabil, dar a, da, cam asta a fost cu infovideo, simțeam nevoia că simțeam nevoia să fac acest info-video pentru că n-am făcut pe canalul ăsta și nu pot să fac un info infovideo să vă răspund la ce s-a întâmplat pe canalul ăsta, pe canalul de vlog. Pentru că pe canalul de vlog fac altfel cam totul, deci pardon, deci e diferit totul acolo. Oricum, eu am fost ales fratele și ne vom revedea în episodul următor pentru că voi posta și astăzi, voi posta astăzi niște un clip, nu știu câte nu știu exact, da, dar aș vrea să încerc să fac un livestream, ceea ce... Da, o să încerc. Să sperăm că o să-și meargă. Ghidine de șansă.